Andra, felicitări pentru astăzi. Cum a fost experiența pentru tine? Experiența a fost da, benefică. Am pornit de la idee. Sunt foarte bucuroasă că am avut șansa să particip la un asemenea proiect. Am conturat o idee. Sunt mult mai motivată să fac și să încep lucruri și să caut persoane care vor să intre în echipa mea și să facem treabă împreună. Cum a fost experiența de a merge efectiv în piață și a testa ideea? Foarte interesant. N-am mai făcut așa ceva. Feedback-ul a fost foarte bun. Am testat ideea noastră cu softurile, hartă auditivă. Persoanele au fost interesate, ne adresăm persoanelor cu dizabilități, cei nevăzători și s-au arătat doritori pentru achiziția softurilor. Ce îi transmite unui viitor, pentru unui viitor participant la proiect? Să vină. Da. Prima dată contează să vrei, să ai o idee. Orice om poate să fie bun la ceva și să vină cu o idee. Îi încurajez pe toți tinerii să înceapă, fiindcă important este să-ți dorești și să începi și să ai motivație și totul începe de la o idee. Este o nebunie prima dată, dar cu curaj înainte. Super tare, mulțumim frumos, Andra, și mult succes în continuare. Mulțumesc cu ideea. Și eu.